Clonarea este procesul de creare a unei copii identice. Până acum, procesul a dat roade doar în cazul unui animal și anume renumita oaie Dolly. Acest proces a fost aprobat în alte țări doar în scopuri terapeutice. Totuși, clonarea este considerată de unii o provocare fără etică, deoarece atacă direct demnitatea și identitatea individului și a speciei. Ce părere ai despre clonare? Păi, în opinia mea e destul de rău, pentru că atacă identitatea individului, nu? Dacă îți două persoane care arată la fel, depinde. Poate acționa una în numele celuilalt, nu? Nu, părere rea, ce părere să am. Deci nu e ceva divin. Nu e ceva care să fie de sus. E ceva lumesc, pur și simplu, ceva inventat de om. Greșită, zic eu. Ar părea bine dacă s-ar clona bani. Aceia ne ajungă în viață. Nu știu, nu cred că-s de acord cu așa ceva. Ce da Dumnezeu. Așa să fie. Așa ceva, dacă nu e de la Dumnezeu, ăla nu-i mai valabil. Ce dă Dumnezeu, ăla e valabil și ăla e la locul lui. Ce facem noi cu mâna, noi nu mă o stricăm lumea asta, nu o punem la loc. Nu e așa bine. Ce? Pentru că nu e bine. Cred că nu ar fi bine. Să lase natura așa cum a lăsat-o cel de sus. Lasă-mă, domnule, e o problemă de oameni de știință, nu dă. Dar păi nu mi se pare ceva normal. De ce? Dar păi... De când e lumea așa, nu au fost astea probleme să se facă clonarea în anumitor oameni. Dacă s-ar face clonare la oameni care sunt foarte deștepți sau nu știu mai ce să zic, nu văd dacă ar ieși tot la fel sau cum ar fi. Să afecteze, știu eu, poate cineva fură ceva, seamănă cu nu știu cine și cade altul de vină, ceva de genul. Să nu se facă așa, unde să fie unul mai mic. Că dacă să fac doi așa, zice că-s gemini. Deci nu sunt de acord. De ce? Nu sunt de acord cu clonarea. Asta e o părere, dar de ce? Deci, așa. Nu sunt de acord.